Bă, sincer, am uitat de frații tăi și de existența lor, sincer. Au dispărut destul de mult din luminile reflectoarelor în ultimul timp, cel puțin ultima dată când am mai auzit ei au fost atunci când au fost arestați din nou. Și acum, după cum observați, îs știri noi despre ei și nu faptul că cursul lor era un scam și că voi erați metoda ăștia care cumpărați cursul, nu asta e știrea nouă, asta se știa din toate timpurile. Și anume, descinderi ale Decode la frații Tate, acuzații foarte grave într-un nou dosar cu peste 30 de victime. Avem aici o știre pe care o să o citim. Este o știre de la ProTV. Percheziții în casa fraților Andrew și Tristan Tate din Il Fofo într-un dosar care ar viza suspiciuni de trafic de și spălare de bani. Holy shit. Cei doi britanici sunt deja cercetați sub control judiciar în alt caz. E serioasă treaba când vine vorba de trafic de. După cum vedeți și aici o să citim și paragraful ăsta, polițiștii și procurorii au descins la ora 6 la casa din voluntari a fraților Tate. Aceștia vizează infracțiuni de constituire de grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani, act sexual cu dar și influențarea declarațiilor. Damn! Procurorii au descoperit peste 30 de victime care făceau videochat păcălite prin metoda Loverboy și aparent au fost și minori. E crazy, frate, ești nebun să fie și minori. În aceste activități ar fi fost implicate cel puțin 2 minori, una dintre ele ar fi întreținut acte sexuale cu Andrew Tate, iar cealaltă ar fi fost pusă să practice videochat. Na, spuneți voi, frate, cum îl mai apărați voi pe Andrew Tate, frate, după ce face toată chestia asta? Gen, chiar e curios să văd ăștia de se băteau în piept că ei erau, frate, ești nebun, alfa și erau discipolii lui Andrew Tate, să văd cum îl mai apără după ce vezi chestiile astea, adică, bro, e vorba de dă-o dracului de treabă. Se pare că victimele ar fi practicat videochat-uri în țări precum România, Ucraina sau Anglia, iar o parte dintre ele ar fi ajuns deja în fața anchetatorilor de la Decode. Iar în urma acestor mărturisiri, anchetatorii au reușit să descindă la locuința din voluntari a fraților Tate. Deci aparent s-au găsit noi dovezi în legătură cu activitatea lor la noi în România și cu chestia aia ce făceau ei cu videochat-ul și cu OnlyFans-ul și așa mai departe. Și aparent în toată operațiunea asta au fost vorba și de către 2000 o dracului de treabă, faci ce faci. De ce zic, dar bă, cum ajung în așa poziție? Și după aia vă mirați, frate, ești nebun, de ce nu e ok ca oamenii ăștia să fie promovați? Din cauza faptului că, uite, pe în ce trăim, suntem țara cu locul 1 la trafic de oameni. E foarte crezi. De ce crezi că venim și oamenii ăștia aici la noi în România? Zice aici așa, frații Tate cu dublă cetățenie britanică și americană au fost trimiși în judecată într-un alt dosar pe 20 iunie 2023, fiind acuzați că au constituit un grup infracțional organizat în scopul racolării, cazării și exploatării prin obligarea unor femei la crearea unor materiale cu conținut pornografic destinate difuzării contra cost pe site-uri de profil. Din aceste activități, inculpații ar fi obținut importante sume de bani. Infracțiunile reținute în sarcina lor sunt de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane în formă continuată, în formă continuată, 2 acte materiale, acces ilegal la sistem informatic, alterarea integrității datelor informatice, lovire sau alte violențe și instigare la această infracțiune. Crazy. Dosarul ăsta, frate, e destul de nasol pentru ei. Dacă vine și cu proof, o să fie urât. Avem aici niște conversații. Într-o conversație, Andrew Tate și Tristan au fost interceptați când discutau despre sumele de bani pe care le-au obținut fetele obligate să facă videochat. Tristan le numește miei și îi detaliază fratelui său situația fiecărei victime, cine a muncit suficient, cine a câștigat mulți bani sau care a fost bolnavă. Tristan, apropo, mâine strângem miei, Andrew, le verifici conturile cât a fost, e ok, oh, nu știu, nu au lucrat în toate zilele, este plată dublă, abia a produs bine, foarte, Adriana a fost bolnavă, Tate, poate o vizi iar, what? În altă interceptare, Andrew Tate este deranjat de reacția unei fete cu care Tristan pare că a avut un conflict, Andrew vorbește despre o pedeapsă cu violul, însă cuvântul este între ghilimele și poate să aibă o altă conotație, același Andrew spune că a fost aproape să fie prins de polițiști din cauza fetei, Andrew Tate cu ipa să spune să depășească momentul înainte să o iar poate să se ducă dracului din ziua aia. What? Nu un pas, aproape am intrat la închisoare pentru mizeria aia. Nu a omorât mesagerul, fraiera, las-o. Crazy, what the f***, man. Nu știu cât de reale sunt chestiile astea, sincer îți zic. Nu știu cât de reale e știrea asta de pe Digi24. Așa că luați-o with a grain of salt. Tristan Tate recunoaște că este proxenet. Anchetatorii au surprins altă discuție șocantă între frații Tate. În primul rând, Tristan vorbește de gaja despre lovirea unei femei amenințată cu bătaia. Amenință cu bătaia o fată care nu are respectat ordinele fraților Tate. La finalul conversației, frații își împart atribuțiile. Andrew are grijă de site-urile de video, iar Tristan se ocupă de proxenetism. Abby și-a pierdut mințile ieri. Dar putea să-i dau un șut în fund. Era foarte biată. Sau să o pognezi tu, menții website-ul să producă, eu mențin activitate de proxenetism. Da, v-am zis. Având în vedere că sunt frații tăi și cu ce se ocupă, îți dai seama că poate să fie 100% reale toate chestiile astea. Fetele obligate să stea cel puțin 6 ore pe zi pe videochat. Săptămânal frații tăi câștigau 10.000 de euro din videochat, o mică parte din această sumă era împărțită și victimelor, dar nu era o regulă. Dacă una dintre fete îi deranja pe frați, atunci nu mai era plătită o perioadă. Ele trebuiau să facă videochat cel puțin 45 de ore în fiecare săptămână. Crazy. Am mai intrat banii azi, ce soldai? Nu au plătit pe VIV, trimite-i toți la mine, dă-o dreacu de târfă, presupun. Nu
a mai intrat niciun ban în contul meu, am plătit safariul în deșert. Am plătit safariul în deșert și am plătit-o pe Georgiana. Soldul este așa, nu stai, lasă-mă să o plătesc pe Adriana, 17.000 și ceva mărunțiși. În astea două săptămâni am făcut 14.000 de lire, totul i-a acoperit de profit. Da, aici vorbesc de bani și de cum dau banii. Las-o gravidă și trimite-o acasă. Într-un mesaj vocal trimis de Andrew Tate fratelui său, acesta i-a recomandat să o lase gravidă pe una dintre victime, în așa fel încât să scape de ea. Într-un alt mesaj, Andrew Tate pregătește un vlog în care să batjocorească femei. What? E bine cum ești cu Abby, frate, dar sfatul meu este să o lași gravidă, nu știu de ce joc cu ăsta, las-o gravidă și trimite-o acasă, singurul motiv pentru care am lăsat-o pe viv să scape cu atâtea chestii e că e perioada ei fertilă, oricum venea aici, era aranjat, trebuia să o las gravidă, cam cât să o lași pe Abby să muncească, mai ales acum că ai lăsat-o pe alta gravidă, va afla, fă ce trebuie, am depășit trecutul webcam, îmi plăcea webcam, asta e sfatul meu, faci ce vrei, o las gravidă și cap de ea toată vara, vreau să am o vară fără stres, așa că Andrew Tate, avem nevoie de o petrecere la piscină pentru Tate Confidential, nimeni important, doar femei pentru că o să râdem de ele în episod, nu aduce femei ok, că vor pica nașpa, ești nebun? Fac vloguri în care își bat joc de femei cu aia de la Tate Confidential, crazy. Asta a avut de zis Andrew Tate când a ieșit din arest. Felicitations! Well done! Truth, let them free. Listen to me. I moved to Romania 10 years ago, and I found an amazing country full of beautiful people. And I told the whole world about Romania. If you mention the name Romania anywhere in the world, they'll say, Andrew Tate lives there. I've done nothing but promote this country. I've done nothing but say fantastic things about Romania endlessly. And when I did this, people would say to me, if Romania is so nice, if it's so safe, it's so beautiful, why has it got such a bad reputation? And I said, well, there's probably a few bad actors, a few bad people who destroyed the entire reputation. Like the few fools at DCOT who just came along and told us that the mothers of our children are somehow human trafficked. Am aici nebun că Andrew Tate ne-a pus pe mapă. Nu înțeleg de unde își dă filme omul ăsta, de parcă România nu era de pe mapă sau nu ajungea la fel de sus pe mapă. Da, sigur, au aflat mulți oameni de România din cauza la Andrew Tate și sigur, au zis chestii foarte frumoase despre România, bine și înțeles, dar nu mi se pare neapărat un personaj așa de important în lore-ul nostru și mai ales în popularitatea noastră din ultimul timp. I've been nice, I've been patient, I've played the game, I've respected the judiciary, I've gone to every appointment on time, but they bust in my house again. And now I've come along saying there's 35 victims. You know, all 30 of those girls, 30 of them, have statements in our defense. 30 saying we've done absolutely nothing wrong. Two more are the mothers of our children. And two more have never even been to Romania. They've never even been here. They just found random girls we knew in other countries and made them sign pieces of paper. This is a setup. It's absolutely disgusting. Fair play to that judge who saw through the bullshit and let us free. Okay. And also, one more thing. The media is complicit. All of you are. When they first threw us in fucking jail, when they first put us in there, you're all running around saying human trafficker. None of you said, where's the evidence? Where's the proof? Where's the pictures? Where's the videos? None. 3 years later, they do the same fucking bullshit. And you're all sitting there going, human trafficking. I'm not a human trafficker, clearly. If you human traffic someone, there is evidence. Aia vreau să știu și eu, frate, unde e tot evidence-ul la toate chestiile astea. Știi că noi nici până acum n-am primit evidence, am primit niște conversații, ați văzut și înainte, care nici măcar nu știu dacă sunt reale. Și aici nu zic chestia asta ca să-l apăr pentru Tate, zic chestia asta, unde, ce dracu fac ăștia de la gen jurnaliștii, ce dracu fac? Ce-s cu știrea asta de căcat în care efectiv numai vezi un text, un plain text fără niciun pic de evidence? De unde ați luat chestiile alea? Spuneți! The setup, it's a stitch-up. The three prosecutors at DCOT in my house, I said, why are you here? There's no case. They said, there's a case if we make one. This is a fucking setup. All of it is. And listen, quiet, quiet. I'm not talking to you, sir. Be quiet. This is a setup. It is done on purpose. Be quiet. It is designed to come up with the most heinous. E un setup din nou, Matrix-ul îi atacă. Classic. To slander our name. And every single Romanian citizen should be disgusted that they are spending millions of euros wasting their time trying to put innocent men in jail instead of fixing the roads, fixing the hospitals, fixing this country. You have a beautiful country full of beautiful people, and three idiots at DCOT have fucked everything. As for money laundering, sure, I'll approach that. Money laundering, no problem. Supposedly we're money launderers because we buy luxury goods and we try and hide that we buy luxury goods. Na, cam asta a avut de zis Andrew Tate. Sunt curios să văd unde o să se ajungă cu toată chestia asta, pentru că încă nu avem mare chestie în legătură cu tot cazul ăsta. O să vă țin un update în legătură cu ce se întâmplă. Vreau să văd și eu niște proof, vreau să văd niște statement-uri, vreau să văd niște ce a zis avocatul lui. Avocatul lui a zis că nu poate să zică nimic din. Și nu poate să arate niciun proof, nu poate să arate nimic. Vreau să vedem și noi proof, frate, ești nebun cu tot cazul ăsta. Da, eu am fost curios de opinia voastră în comentarii. Ne auzim în video următor. Peace.